Suntem alături de profesor Maurizio Bologna, specialist în urogine-oncologie. Bună seara! Ne bucurăm să-l avem alături de noi și aș vrea să-l întreb pe domnul profesor de ce ați ales pentru această conferință orașul nostru, Oradea. Siamo di Oradea perché il professor Bumbu, che è una persona molto conosciuta anche in Italia, dove ha fatto vari interventi e conferenze, ci ha invitato come Associazione Italiana di Urologia Ginecologica del Pavimento Pelvico a presenziare a questa riunione per iniziare un'attività collaborativa. Pertanto l'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica mi ha delegato a rappresentarla e siamo venuti qui ad assistere a questo bellissimo convegno in cui abbiamo potuto peraltro verificare le grandi competenze tecniche che ha raggiunto il professor Bumbu su questo argomento, sulla chirurgia dei disturbi del pavimento pelvico. De ce această specialitate, aceste două specialități trebuie să fie împreună? Perché? Perché sia l'urologo che il ginecologo si occupano di tante cose. L'urologo si occupa di calcolosi, di tumori del rene, tumori della vescica, disturbi dell'apparato genitale maschile, patologie benigne e meni della prostata, testicoli, eccetera. Il ginecologo ha tutta la patologia neoplastica, oltre all'ostetricia, oltre alle patologie ormonali, i problemi della fecondazione, della fertilità, insomma gli argomenti sono tanti. Su questo argomento pavimento pelvico purtroppo si è dedicato sempre molto poco tempo e le competenze dell'uno e dell'altro erano spesso insufficienti. Il ginecologo aveva competenze di fisiopatologia, di etiopatogenesi, di prevenzione, ma sovente aveva delle difficoltà nei trattamenti chirurgici. Viceversa, l'urologo era più competente in chirurgia, ma aveva un'assoluta incompetenza in tutto quello che era i disordini legati e conseguenti al parto. Pertanto si è ormai da tanti anni identificato uno specialista, spesso in possesso di tutte e due le specialità, che si occupa esclusivamente di pavimento pelvico, che è una patologia molto complessa perché per la stazione retta della donna ovviamente il pavimento pelvico è esposto a tutti dei processi conseguenti alla gravità, quindi disturbi legati ai prolassi, disturbi legati al parto, specie ai parti plurimi, ai parti distocici, patologie legate all'invecchiamento, patologie legate alle infezioni, tutta una serie di disfunzioni dolorose, le cosiddette sindromi della vescica dolorosa, nelle quali ovviamente esiste una competenza che va acquisita con tanta esperienza. Più cose si fanno e si vedono e più si acquisisce esperienza. È chiaro che un centro super specializzato darà i migliori risultati per i pazienti. Non parliamo poi di tutte le complicazioni chirurgiche e da attività chirurgica e da parto, mi riferisco alle fistole, e a tutti i problemi legati all'incontinenza urinaria che, come dicevamo oggi, non è una malattia mortale, ma uccide la vita, nel senso che uccide poi il benessere di una donna che non può uscire, non può andare al cinema, non può stare insieme agli altri perché ovviamente è sempre assalita dal timore di avere odore di urina che perde. Come si va a schimbare viața medicală? Come si va a schimbare viața pacienților dopo această reuniune între cele două? Beh, l'ho già parzialmente spiegato prima. Acquisire le competenze dello specialista ginecologo e dello specialista urologo e dar vita ad un nuovo specialista che con entrambe le competenze e le passioni riesca ad avvicinarsi a queste patologie che hanno bisogno di una struttura e di un centro particolarmente specializzato, sicuramente ci farà raggiungere dei risultati sia in termini terapeutici, ma io spero in termini di prevenzione, che saranno quelli che ci daranno i maggiori frutti. Vi ringraziamo tanto. Un piacere. Iată că la conferința de uroginecologie din Oradea vin din toate colțurile lumii și avem onoarea să-l avem alături pe domnul dr. Cristian Câmpean, uroginecolog din Statele Unite.
Bună seara, bine ați venit în România și bine ați venit la Sănătatea ta online. Bună seara. Cu ce ocazie în Oradea? Care este importanța acestei creere, acestei părți speciale din medicina, a secției, a specialității de fapt de uroginecologie? Uroginecologia a fost a existat în Statele Unite de cel puțin 30 de ani și s-a dezvoltat pentru din cauza necesității combinării expertizei urologice și ginecologice în același grup de pacienți. Uroginecologii tratează condiții care sunt la limita între, urologie și ginecologie, care înainte necesitau 2 sau 3 medici pentru a le trata. Să înțelegem că va fi necesară o a doua specializare, să spunem așa. Deci va fi nevoie să se facă odată o specializare în ginecologie și apoi în uroginecologie sau doar în urologie și apoi ginecologie sau va fi o specialitate de sine stătătoare? În diferite țări, întrebarea aceasta are diferite răspunsuri. În Statele Unite este o supra-specializare. Medicii după ce termină un rezidențiat, fie în obstetrică ginecologie, fie în urologie, fac încă 3 ani de supra-specializare în uroginecologie. În alte țări este doar o competență, urologi sau ginecologi își dezvoltă interes în această ramură. De ce este nevoie de această specializare aparte? Pentru că atâția ani ți-a mers pe urologie și ginecologie. De ce acum s-a constatat că este nevoie de această uniune între cele două specialități? Expertiza este foarte diferită în domeniul urologic și în domeniul ginecologic. Dacă luăm, de exemplu, prolapsul uterin, descendența uterului prin vagin, femeile care au prolaps au o componentă ginecologică, prolapsul în sine, dar totdeauna au și afectare urologică. Cistocelul, care este descendența vezicii urinare, care a fost mai de mult tratată fie de urolog, fie de ginecolog, și au și incontinență urinară, de obicei, care a fost tratată de urolog. În loc de a avea 2 sau 3 medici care se ocupă de prolaps și incontinență, un medic poate să trateze la ora actuală toate aceste afecțiuni. Care sunt pacienții care vor beneficia de această competență? De la ce vârstă până la ce vârstă? Depinde de sex? Sau sunt categoria anume? În general, femei beneficiază de serviciile uroginecologice și patologia este diferită în funcție de vârstă. Toate vârstele vor beneficia. În vârstele tinere vedem malformații ale sistemului urogenital, iarăși malformațiile afectează nu numai un sistem, nu numai sistemul ginecologic, dar și sistemul urinar. Cineva care are competență în amândouă specialitățile va trata aceste afecțiuni mult, mult mai bine. În grupa de vârstă între 20 și 40 de ani sunt foarte multe probleme urinare, fie incontinență, fie probleme cu infecții urinare, iarăși medici specializați în afecțiuni feminine vor trata aceste afecțiuni mult mai bine. În vârstele mai avansate avem prolapsul și incontinența urinară care sunt tratate de uroginecologi.
cel puțin în Statele Unite, uroginecologii, pentru că înțeleg sistemul urinar ginecologic, chiar și cel colorectal, foarte bine, tratează foarte des și durerea pelvină cronică, care afectează, din păcate, toate vârstele, toate grupele de vârstă. Domnule doctor, la ce ați văzut la noi la Oradea, credeți că este Oradea, România, este pregătită pentru această specialitate? Avem aparatura necesară, avem oamenii necesari pentru a promova această specialitate? Absolut, am fost foarte bine, foarte plăcut impresionat de faptul că sunt oameni care doresc să se profeseze în uroginecologie. Domnul profesor Bumbu, care este un urolog, a promovat conceptul de uroginecologie în Oradea și în Statele Unite și în România. Tradițional, medicii nu au colaborat foarte mult, urologii și ginecologii, și faptul că acum colaborează este fantastic. Sunt aparatura este probabil nu atât de dezvoltată ca și în Statele Unite, dar multe, dacă nu toate procedurile pe care le facem în Statele Unite se pot face aici. Să sperăm într-o reîntoarcere noastră în România, domnule doctor? Am să vin cât pot de des, în special încercând să aduc ce știm în Statele Unite spre România. Vă mulțumim foarte mult și așteptăm să vă întoarceți în Oradea. Mulțumesc!